Domnule consilier, preacucernici părinți protopopi, preacucernici părinți profesori, preacuvioși și preacucernici părinți. Așa cum deja știm, în primăvară ne-am preocupat de satul românesc. Atunci când preafericitul a propus Sfântului Sinod această temă, s-a gândit cu seriozitate la faptul că foarte multe din satele noastre îmbătrânesc, se împuținează și sunt pe calea de a pieri. Ori măcar noi, păstorii sufletești, să ne aducem aminte de ele și să ne rugăm lui Dumnezeu să le revigoreze. Acum, în toată, a rânduit sinodul să ne preocupăm de doi mari patriarhi. Patriarhul Nicodim Munteanu și patriarhul Iustin Moisescu. Și unul și altul, cu o activitate deosebită, da, la ce ne oprim noi astăzi, și eu cu mult drag îl voi asculta din nou pe părintele profesor Benean, la ce ne vom opri noi astăzi este implicarea lor în tipărirea Sfintei Scripturi, în traducerea Sfintei Scripturi, pentru că este Sfânta Scriptură Cartea Cărților. Acum, referitor la cei doi patriarhi, Părintele ne va spune lucruri frumoase. Eu, sentimental, doar două lucruri vă amintesc. Eram tânăr, eram student în primii ani la construcții și mă duceam la Catedrala Patriarhală și mă uitam cu drag, atunci erau acolo numai două morminte. Mormântul Patriarhului Miron Cristea și mormântul Patriarhului Nicodim Munteanu. Puține lucruri știam eu atunci despre ei. Ulterior am aflat multe. Pentru că dacă Miron Cristea a participat la unirea cea mare de la 1 decembrie la Alba Iulia, Patriarhul Nicodim Munteanu a fost un patriarh titrat și preocupat de ceea ce v-am zis, de Sfânta Scriptură. Referitor la faptul că era preocupat de Sfânta Scriptură, Părintele Dumitru Fecioru scria următoarele rânduri. A primit cu căldură și cu înțelegere tot gândul de bine al Institutului Biblic. A încurajat, a sfătuit, a îndemnat planurile de activitate ale acestuia. Dacă astăzi Institutul Biblic este o putere creatoare de cultură și de difuzare a ei, aceasta nu se datorează altcuiva decât înaltului ierar Nicodim Munteanu. Iar în ce-l privește pe Patriarhul Iustin, om titrat, inteligent, cu o statură impozantă, ți se impunea doar când îl priveai. Actualul nostru patriarh, Părintele Patriarh Daniel, scrie așa, Părintele Patriarh Iustin, rămâne în memoria noastră ca fiind un om echilibrat, un teolog erudit și un păstor înțelept. Prin fidelitatea sa față de tradiția ortodoxă, patristică, prin temeinica sa pregătire academică, prin sobrietatea sa în relațiile umane și prin bunătatea și dărnicia sa părintească exprimată adesea discret, dar eficient. A fost un om bun. Deși sobru, a fost un om bun. Acum, dacă v-am zis, mă uitam la mormântul lui Nicodim Munteanu și știam că a fost un patriarh al bisericii noastre, în ce-l privește pe Patriarhul Iustin, față către față odată l-am întâlnit.
dar mi s-a întipărit în suflet pentru totdeauna. Era în anul 1983. Eram preot în Turda și am dat la doctorat și din comisie a făcut parte și academicianul Emilian Popescu. La urmă examenului s-au afișat rezultatele, lumea era înghesuită acolo să le vadă. M-am dus și nu eram printre cei trecuți. După ce lumea s-a împrăștiat, a venit discret Emilian Popescu și a dispărit, nu m-a lăsat conștiința să nu caut un moment când nu ne vede nimeni. Și să vă spun, după notele ce le-ați avut, trebuia să treceți. Dar a venit poruncă de la securitate să nu treceți. Asta a fost. Și a doua zi, fără să-i spun această poveste, am mai reluat-o cu Emilian Popescu peste ani. Fără să-i spun această poveste, totuși m-am dus la prea fericitul. Și în două cuvinte i-am spus că trebuia să intru și n-am intrat. M-a primit cu drag. Se spunea că să intre greu. M-a primit, deși nu eram programat în audiență. Avea o statură sobră. Dar așa cum zice patriarhul nostru actual, sufletul era plin de bunătate. M-a privit cu condescendență. Nici nu pot exprima sentimentul pe care mi l-a lăsat în suflet, dar am înțeles ce vrea să zică. Cam așa vrea să zică, părinte. Vedeți în ce vremuri trăi. Facem ce putem. Și apoi n-am mai trăit decât 2 sau 3 ani. În 86 a murit. Când a murit, tanti Florica din Turda, care avea un frate la București, pe Aleea Patriarhiei, s-a dus și a participat la mormântare. Și după ce a venit lucrul acesta, mi l-a spus, părinte, în surdină femeile spuneau că patriarhul nostru n-a murit de moarte bună. Și apoi l-am pomenit la proscomidie mereu de atunci. Deci aceștia sunt cei doi mari patriarhi pe care ne ajută părintele profesor mai bine să îi înțelegem. Pentru că pe Dumnezeu îl rugăm să le facă parte de odihnă în împărăția sa, că după aprecierea noastră merită. Au fost doi patriarhi mari. Bine ne-am întâlnit la conferința noastră de toamnă.